Destine românești. Emilia Ivancu lucrează ca lector de limba română în Polonia, în cadrul Institutului de Limbi Romanice al Universității Adam Mickiewicz. Sunt aproape 10 ani de când românca originară din Petroșani locuiește în Poznan. Emilia Ivancu a studiat româna și engleza la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Tot acolo a urmat și un masterat în studii culturale. În Cluj-Napoca însă, în 2010, la Universitatea Babeș-Bolyai și-a încheiat doctoratul. Emilia Ivancu este membra a unor societăți artistice și academice, participă la conferințe din diferite colțuri ale lumii, se implică în organizarea unor evenimente culturale internaționale, traduce, semnează articole ori recenzii în numeroase publicații și scrie poezie. Am început să scriu mult, mult mai serios aici, când am venit în Polonia, poate și dintr-un fel de transplantare din această identitară. Poezia întotdeauna a făcut parte din viața mea și face în continuare. Și cred că poezia este necesară pentru a supraviețui, mai ales astăzi, și pentru mine în mod special. Emilia Ivancu se declară un cetățean al lumii. De când am plecat, în special, nu mai cred în genul acesta de identitate etnică, pur națională, care are conotații nu întotdeauna dintre cele mai bune, și ceea ce am învățat este că, de fapt, identitatea este identitatea individului. Bineînțeles că venim cu trăsături educaționale, naționale, cu un bagaj foarte, foarte mare. Dar cred că în întâlnirea cu celălalt, că nu putem să vorbim de identitate decât în momentul în care vorbim și de alteritate, în întâlnirea cu celălalt, pe mine m-a atras întotdeauna farmecul, specificul personal. Polonia este o țară în care, totuși, să spunem, trăsăturile naționale sunt foarte, foarte bine pronunțate, foarte, foarte bine exprimate, dar în jurul meu sunt oameni cu care am ajuns să privesc altfel lumea. Iar de când am plecat, pur și simplu, din România, lucru care nu este tocmai ușor, tocmai pentru că definiția sau sensul ideii de cămin, de casă, se schimbă total, am ajuns să spun că eu sunt un cetățean al lumii, pur și simplu, și casa mea poate fi oriunde. O hartă sentimentală a celor mai importante locuri în care Emilia Ivancu se regăsește pe sine include Țara Galilor, Armenia și Portugalia. Un loc aparte însă în inima sa îl are totuși. Un sat în Gorj, se numește Plopu, unde probabil tot ceea ce sunt astăzi, acolo a făcut rădăcini. Am trăit în poveștile bunicilor într-o lume liniștită. Am petrecut vacanțe gen cele din La Medeleni cu cărți, cu povești de copii. Copilăria mea a fost una foarte fericită și a fost în acest mediu care acum poate părea idilic sau poate părea supraevaluat. Dar cred că e important pentru un copil să trăiască atingând cu picioarele iarba. Și așa am trăit în felul acesta. Deci, revin, mi este foarte dor de casa bunicilor, unde încerc să revin și unde am revenit până acum în fiecare an și unde sper să revin și anul acesta. Cred că este singurul loc unde pot să-mi încarc bateriile 100% și unde pot să trăiesc altfel, într-un mod mai tradițional, de care, după cum spuneam, îmi este dor.